Imediat după ce codul de etică pentru profesori va fi aprobat, acei dascăli care vor mai îndrăzni să ceară sau să ia șpagă sau alte foloase materiale vor fi sancționați drastic. Totodată, în acest cod de etică se stipulează sancțiuni și pentru cei care dau șpagă. Potrivit proiectului codului de etică pentru învățământul preuniversitar, profesorii sunt obligați să supravegheze permanent elevii, atât pe parcursul activităților desfășurate în școală, cât și cele organizate în afara acesteia, să nu bată copiii și să nu-i umilească. Același proiect mai interzice dascălilor să ceară și să primească bani, cadouri sau servicii, să colecteze fonduri de la elevi sau părinții acestora pentru protocol în cazul examenelor, evaluărilor, olimpiadelor sau alte concursuri școlare, dar și să facă meditații cu proprii elevi. Ce părere aveți despre profesorii care iau șpagă? O părere proastă, ce dracu. Credeți că un cod de etică i-ar disciplina puțin? Eu știu, depinde acum ce vârstă are și profesor. Dacă e mai netate, mai îl disciplinează pe la dracu. Un cod de etică în care să se stipuleze măsuri drastice. Păi ce să facă? Să-i interzică, eu știu, un an, doi, ca să nu mai profezeze. Ca să-l lase și puțin așa și omer, ca să intre ceva în cap. Guvernul va supune spre aprobare în curând un cod de etică în care se stipulează măsuri drastice pentru cei care dau și iau șpagă în învățământ. Cred că poate ar aranja și toată școala, tot învățământul românesc. Ar ajunge și el mai bine. Și pe timpul nostru nu era șpagă și se învăța mai bine, cred că și copiii învățau mai bine la școală. Ar face foarte bine ca acest cod să se înființeze cât mai repede. Cred că este necesar să spunem numitei, nu neapărat în învățământ, ci peste tot. N-ar trebui să existe așa ceva. În proiectul codului de etică ce se află în curs de finalizare la Ministerul Educației, profesorilor le este interzisă orice activitate care ar putea să ducă la fapte de corupție. Codul de etică a fost readus în actualitate odată cu scandalul izbucnit la sfârșitul anului trecut, în urma mediatizării unor imagini în care o învățătoare le cerea părinților bani pentru Crăciun. În urma scandalului de la școala 10 din București, premierul Victor Ponta a cerut în 15 ianuarie Ministerului Educației finalizarea proiectului în termen de 2 săptămâni, însă acesta nu a ajuns până în prezent pe masa guvernului.